Vă salut, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, tot v-am zis și în ultimul vlog, o să facem un review al unui polizor unghiular, adică Flex, de la Steinhaus, sau mai sunt care zic că nu sunt neapărat sigur de pronunție, Steinhaus, sau eu zic Steinhaus. Nu s-a putut interesant, pentru că are viteză variabilă. Și am zis să facem un mic review, nu o să fie foarte lung review ăsta. Am și o filetantă de la Steinhaus, dar nu m-a impresionat foarte tare, așa că nu are rost, eu chiar sunt foarte dezamăgit de ea. Bun, să trecem la review. O să vă arăt la sfârșit cum funcționează și o să vă zic și un punct minus. Două, de fapt, sau vă dacă mai amintesc, o să vă mai zic. Deci aveți în fața dumneavoastră un polizor unghiular Steinhaus Pro AG900V. Cu o putere de 900W, cu o viteză maximă de 12.000 de rotații pe minut, adică pornește de la 0, adică de la minim, și urmează să-l dăm la 6, puterea lui sau maxim 6 și apoi maxim, dar o să vă arăt. Se alimentează cu o tensiune de 230V, emite un zgomot de 100 de decibeli, un zgomot maxim de 100 de decibeli, are o lungime a cablului de alimentare de 3 metri, de obicei produsele la Steinhaus am văzut că eu am o machita la țară și nu știu dacă e așa lung ca asta. Nu este așa lung ca asta. Și rotopercutorul, la fel, este, are un cablu foarte lung. Deci 3 metri are acesta. Lucrează pe o pânză de 125 mm, toate. Are această apărătoare reglabilă. O mutăm cum vrem noi. Și un mâner. Contra vibrațiilor, îi spun ei, dar eu îl văd mai mult un mâner pentru o apucare mai bună a flexului. Avem aici, el se înfeletează așa, aici, sau cred că are și, da, și în spate, funcție de mâna cu care lucrăm. Așa, vine cu această cheie care se fixează pânza, o să vă arăt și cum se fixează pânza. Cred că sunt lucruri banale astea, dar dacă tot facem un review, să facem măcar la carte. Punctele plus la el e că are viteză variabilă, adică o să-l și pornim imediat. Începând de aici, de la minim, îl dăm în funcție de cum vrem noi să tăiem și cât de repede și cât de bine să tăiem, până la, am zis 6, dar e 5. 5 și maxim. Asta este și este un punct în plus față de machita pe care am eu dincolo. Al doilea punct în plus, cred că toate flexurile au, are asta reglabilă și posul și de scos nu prea este indicat. Și cablul lung de 3 metri, astea sunt punctele în plus ale mele. Punctele în minus este că în momentul în care scoți pânza, ai o poziție foarte, cu butonul ăsta, foarte incomod aici. Dacă o punea pe aici, pe undeva, bine, cam toate au acolo. Dar mi se pare mie incomod, odată când scot pânza, a doua oară mi se pare incomod când tai, pentru că va trebui să țin, să blochez așa și când tai, nu am, pot să țin cu amândouă două mâinile, dacă n-am cum ce să fixez materialul pe care îl tai, țin cu o mână de material, apoi trebuie să țin flexul de aici, e o priză foarte proastă aici, asta cred eu, dacă ții cu mânerul așa, în fine, asta e al doilea punct minus, pentru e prea în spate, de exemplu la machita eu am aici, împingi butonul așa și ții flexul mai bine. În momentul în care trebuie să ții și bucata de material pe care urmează să o tai sau să o polizezi. Bun, el lucrează pe toate suprafețele și avem așa ce am eu în față. Stați, asta este cheia cu care o să vă arăt, montăm și pânza. El lucrează pe lemn, polizăm lemn, șlefuim, fier, și gresie sau faianță ceramică. Pânzele astea le-am în casă momentan. Inițial o să vă arăt cum se montează o pânză. Apoi o să băgăm priză să-i facem și o testare ușoară, să vedeți cum crește de la minim la maxim. Și cam ăsta ar fi review-ul nostru. Haideți să montăm pânza. O montăm pe cea de... O să vedeți că e și o diferență de punere. O să vă arăt imediat. Deci avem așa. Ăsta de deasupra de aici. Va trebui să ținem cu mâna, cu degetul, să blocăm acest buton până se aude când învârtim, până se zice butonul nostru în... Simțim cum se zice mai încolo ca să blocheze. Scoatem
ăsta din față. Hai că a ieșit. Avem grijă să fie ăsta bine fixat în spate aici. Că ăsta mai și iese. Ia uite-l. Să fie fixat bine. Așa. Vine pânza de... O chestie importantă pe care am observat-o, eu nu știu că ați observat-o și voi și nu sunt sigur dacă e bună, dar consider că e bună. Pentru pânzele drepte, cum este cea de fir. Ea vine așa, m-am dat. Acest, vedeți că are acest bușon de prindere, are o parte mai decită, un șanțuleț aici și o parte mai ieșit în afară. Deci am observat eu și m-au zis și altcineva. Când prindem pânzele drepte de tăiere, se prinde cu șanțulețul ăsta în jos. Ei, când prindem pânzele de șlefuire, pentru că ele au o formă mai altfel, se prinde cu, din ce am înțeles eu, cu partea opusă, ieșită în afară, în jos, pentru că ele fiind ieșind în afară aici, să prindă suprafața dinăuntru. Așa știu eu, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Bun, deci prindem pânza de fier. Venim cu acest bușon aici. Ne uităm să blocăm în spate iarăși ăsta și venim cu cheia și strângem până considerăm noi că este strânsă bine. Haideți să o băgăm și în priză. O să dăm drumul la minim și o să urcăm ușor turația să vedeți cam cum se aude. Cam așa funcționează el la turația reglabilă. Mi se pare un punct foarte, foarte, foarte și avantajos pentru un flex cu turație reglabilă. Și cred, după urechea mea așa și după ce am făcut ce am tăiat cu el, cred că este un pic mai puternic decât Makita pe care o aveam la țară. Nu m-am uitat ce putere are acea Makita. Dar așa ca zgomot și ca turație este peste ea. Dar acum contează și puterea în sarcină. Degeaba are 12.000 de turație, dacă în sarcină este mai slabă decât altceva. Dar nu, 100 de vați este destul de bunișor pentru un preț de achiziție de 90 de lei. Cât l-am luat eu la un Black Friday. Cam ăsta a fost review-ul. Ăsta este flexul nostru. Acest review am atins toate punctele ce ține de acest flex. Acest porizor unghiular de la Steinhouse. Sper că v-a fost de folos în viitoarele achiziții pe care le faceți. Și până data viitoare, vă rog să mă ajutați cu un like și cu subscribe și să auzim mai devine. Vă salut!